O femeie de 53 de ani a fost lovită mortal de un microbuz. Vehiculul a ricoșat după ce s-a ciocnit cu un autotractor și a intrat în plin în victima care se afla pe marginea drumului. Tragedia s-a produs vineri după amiază pe o șosea din apropierea orașului Bălți. Potrivit oamenilor legii, șoferul de 53 de ani al autotractorului a efectuat o manevră de întoarcere fără să se asigure, iar conducătorul microbuzului de 59 de ani care se deplasa din sens opus nu a putut evita impactul. Ambii au fost supuși testării alcoolscopice, care a arătat că niciunul nu era beat la volan. Poliția urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului.